Hola și bună dimineața din junglă! Astăzi este duminică, este a șaptea zi din această experiență minunată și mergem la târgul... Și mergem la târgul de duminică. Mergem la târgul de duminică, unde o să mâncăm un barbecue la breakfast, la micul dejun. Și o să fie interesant, o să fie interesant să mergem la acest eveniment unde se strânge toată comunitatea. Deci, ok. Încă o zi frumoasă, cu soare, o să fie cald, umed, așa că stați aproape și să vedem cum o să fie la târg. Un contrast interesant între o casă modernă și o structură tradițională. Încă o casă tradițională aici. Din câte ne spune Tanie, sunt câteva case tradiționale pe aici. Chiripuno. Puerto Chiripuno. Puerto Chiripuno. Tanie îmi spune că o să mergem în Puerto Chiripuno. Puerto Chiripuno, care este undeva la vreo 20 de kilometri distanță de locul acesta, deci undeva 12-15 kilometri unde aici. Si, si, 12. Muy lejos. A ver, de aquí afuera hay 10. 10. De ahí para allá son 15. 15. 25 kilometri. 25 kilometri. 25. 25 de kilometri. Mida. Mucha. How do you say breakfast? Desayuno. Desayuno, claro. Yo soy tengo hambre. Ahí come. I'm hungry. Tengo hambre. Hungry. Tengo hambre. Hambre. Sí. Mash Am ajuns la târgul de duminică în această mică comunitate. Eu și cu Isa suntem singurii albi de aici, ca să spun așa. Cicia Cionta. Cicia Cionta. Cicia de Cionta. Cicia de Cionta. Încercăm Cicia de Cionta. Aici, cada domingo, hace feria. Cada semana, que digo, cada semana. Arată cam așa. Interesant. Un pueblo ancestral. Da, interesant. L-am întrebat pe Tanie dacă cicia aceasta este fermentată cu ajutorul salivei femeilor. Deci femeile mestecă iuca, după care o scuipă și o lasă la fermentat. Da, este ce am băut noi. Știam ceva, nu eram sigur. Vreau să vă mai arăt ceva. Niște insecte, de fapt viermii. Se numește maion. 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 Pe grătar. Și o să vreau să încerc așa ceva imediat. Haha, abia aștept. O să mai încerc încă un tip de cicea. Făcut de din... Ungurawa. Încă un tip de cicea dintr-un palmier care se numește Ungurawa. Și ar trebui să fie asemănător cu cacaua. Deși nu miroase a cacao. E dulce acrișoară. Dar e mai bună decât cicea
cealaltă. Și cred că ne-a venit și mâncarea, comida. Comida naturală. Rico, Da. Yes, see, I want. Okay. Okay. No, you know what? I want this one. Ok, acesta este? Ai, ce feio! Interesting, yeah? I would say so. Not my favorite either. Am făcut rost de un pic de sare. Comida naturală. Comida natural. De la selva. Si, 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 si. Una cotito juntos, si? Una cotito juntos. Sabor está bien. Sabor está bien. Tengo miedo. Pero por qué miedo? No me atreve comida mal. A mí mal. Cu sare e bun. Cu sare e bun. Are gust de grătar. Nu. Da? Da. Ha, ha. Da. Din păcate sunt foarte multe pompe de extracție, sonde de extracție de petrol și gaze naturale pe aici. Da. Ha, ha. Și aici sunt gândaci vii. Am pornit să facem un tur. Hotel. Hotel? Hotel. Hotel. Chiripunu Lung. Chiripunu. Hotel. 24 ore. Ah. Oh, ok. Entiendo, entiendo. Facem un scurt tur. Din câte am înțeles de la Tanie, aici sunt membri din diverse comunități indigene. Que distinto. Comida e que banana, comida? Banana. Plátano. Sí, plátano, banana. Sí, 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 sí. So we better eat instead of walking around. Comida diferente, distinto. Sí, sí, sí. El abuelo de Mita me dijo el carro es en 20 minutos. Ah, ya vino. Comimos poquito de What is that? I don't know exactly. ¿Qué es esto? Este es... Guanta, guanta. Guanta, ¿qué es guanta? Vive en monte nocturno. Ah. Guanta. Ok. Comida natural. No es pollo. Deci nu este pui, ca să înțelegeți. Este un animal nocturn din pădure. Guanta. Guanta. Nu știu exact ce e, dar cred că aș vrea să încerc și asta. Yeah, you can see the leg here. Woo! Interesting. Este de pollo. Este pollo? Sí. Yo quiero una. Mai încercăm o mâncare ciudată. Un animal din pădure. Tanie îmi spune că seamănă cu un porc mistret, dar mai micuț. Și este un animal nocturn. Am gustat deja din el. Și într-adevăr are gust de porc pe grătar. E bun. E bun. Wow. Muy rico. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Acesta este animalul pe care tocmai l-am mâncat. Cam așa arată lăbuțele lui, un animal nocturn. Cinco. Five. Si. Dar, da, are gust de porc pe grătar, foarte bun. Carne nu foarte grasă, dar are un pic de grăsime. Bun, bun, bun. Ne mai plimbăm un pic pe aici. După care, pe la vreo 10 și jumătate, vine șoferul și ne duce înapoi. Moto, bine. Ciao, hola. De unde?
Mergem un pic până la râu să vedem ce se întâmplă aici. Tangara. Tangara. Color amarillo. Niște păsări. Foarte multe păsări interesante pe aici. Acest sector. Chiripono, long. Chiripono. Râul Chiripono, care, din câte am înțeles, se duce tocmai până în Peru. Suntem înapoi în mașină, cam asta a fost deocamdată pe ziua de astăzi. Doar am venit aici un pic să vedem ce se întâmplă. Am încercat și ceva mâncare mai neobișnuită, ca să zic așa. Și mai vedem mai încolo ce activități o să mai avem pe lângă centru de voluntariat. Salutare din nou! Este 6 după amiaza. Nu am mai avut alte activități azi, în afară de spălat lucruri. Isa a făcut curat și a ordonat tot în dulap în bucătărie. Și ne-am apucat de gătit o supă cremă de broccoli și niște orez cu legume Chinese style. Eu gătesc de data asta. Vă mulțumesc pentru că urmăriți canalul meu. V-am lăsat noapte bună!